Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Astro Confidențial. De data asta începem să vorbim despre zodiile de aer. Inteligența, sociabilitatea, interacțiunea vor fi la modă. De altfel, săptămâna începe sub semnul lunii învărsător, care formează relații armonioase cu celelalte planete, mai ales cu vorbărețul Mercur în Gemeni, facilitând astfel dorința de afirmare, manifestarea mentalului superior orientat spre inovație și invenție și acțiunile de întrajutorare. Cu cât primim mai mult afecțiune și atenție, cu atât suntem mai capabili să învățăm și să oferim atunci când condițiile de confort și siguranță afectivă sunt îndeplinite. În cazul în care acestea sunt deficitare, pot fi însă prezente acțiuni egoiste și orgolioase, tendințele de a adera la idei și activități cu slabe șanse de reușită, precum și refugierea în moduri de gândire specifice, gândirii pozitive golite de conținut, lipsite de bază reală sau chiar înșelătoare. Că tot veni vorba de Gemeni, pe 12 mai și Marte își mută aici domiciliul, am putea spune că acest aspect vrea să ne demonstreze că informația reprezintă într-adevăr putere, mai ales în arena socială și profesională, unde forța brută n-are nicio șansă în fața cuvântului și inteligenței. În plus, dacă în următoarele săptămâni descoperim puncte slabe în raționamentele adversarilor noștri, nu ezităm să le răspundem cu niște contraargumente redutabile. La fel, profităm de șansa de a-i dărâma competiției contraargumentele și chiar această șansă nu va lipsi. Cumva, Marte în Gemeni caută cu lumânarea contrazicerile, duelurile verbale. Același tranzit astrologic are un cuvânt de spus și în modul în care ne drămuim nivelul de energie. Cum avem tendința de a ne supraaglomera programul cu tot felul de întâlniri și proiecte, s-ar putea să ne dorim să avem abilitatea de a ne dedubla. Vrem să fim în mai multe locuri deodată, să activăm intens pe toate fronturile. Din păcate, prea puțini reușesc această performanță. Ca atare, înainte de a cădea epuizați și fără a realiza mai nimic, ar fi cazul să avem și un plan coerent a ceea ce putem face și ceea ce poate fi amânat sau chiar lăsat deoparte. Tot pe 12 mai, luna aflată în zodia peștilor și în conjuncție cu Neptun formează un careu în T cu Marte intrat în Gemeni și cu Saturn retrograd în Săgetător. Pe românește, atenție maximă, dacă realitatea nu se conformează idealurilor, vrem să ne refugiem în tot felul de universuri paralele. Aparent, cea mai la îndemână variantă, dar și cea care poate să aibă consecințele neplăcute asupra psihicului individului. Meditația și introspecția sunt utile, dar e bine să fie însoțite de comunicare, de menținerea în relație cu ceilalți, astfel încât să se păstreze contactul cu realitatea, iar iluziile să nu se transforme în soluții capcană. Pe 14 mai, luna intră în zodia Berbecului, acolo unde va forma conjuncții cu nodul sud și Uranus și va amplifica energiile crucii cardinale, în care mai sunt implicate Venus în zodia Racului, nodul nord în balanță și Pluto intrat în mișcare retrogradă în Capricorn. Până pe 16 mai, atunci când luna se va muta în zodia Taurului, e bine să avem o atitudine precaută. Tendințele agresive, destructive sunt intense și pot fi îndreptate spre ceilalți, dar și față de propria persoană în unele cazuri. Astfel, comportamentele sunt afectate, iar atenția, care în alte zile și situații funcționează bine, poate fi perturbată și poate duce chiar la accidente. În aceeași perioadă, Marte preia ștafeta de la Mercur și va intra în opoziție cu Saturn retrograd în Săgetător. E un aspect care ne îndeamnă să gândim de două ori dacă chiar înțelegem implicațiile ideilor și opiniilor pe care le apărăm vehement. E posibil să ne dăm seama că acțiunile noastre sunt limitate la sfera imediată și că, de fapt, am pierdut din vedere imaginea de ansamblu, care implică și puncte de vedere diferite de ale noastre. Pe 17 mai, luna în Taur se va afla în recepție mutuală cu Venus în Rac și în relație armonioasă cu Pluto în zodia Capricornului. Pregătirea emoțională pentru luna nouă în același semn al Taurului va avea loc în condiții de relativă armonie, iar atenția va fi îndreptată în cele mai multe cazuri spre trup și spre plăceri. Acestea, din urmă, de vreme ce pot fi satisfăcute, stând la baza creării unui confort psihic necesar unei reîntoarceri spre lume și viață. Stabilitatea interioară, care poate fi obținută prin demersurile începute odată cu luna plină în Scorpion de acum două săptămâni și care au fost tratate cu seriozitate și consecvență, este cea care permite o readaptare la conjuncturile relaționale. Peste acest aspect se va suprapune tot weekendul următor un trigon pe semne de apă format de Venus și Neptun. E posibil ca în zilele respective procesul de adaptare la care ne-am supus parteneriatele în ultima vreme să înregistreze primele progrese vizibile. Poate că persoana cealaltă începe să se ridice la așteptările noastre, apar explicații și chiar împăcări mult dorite. Pur și simplu începem să ne acceptăm mai ușor unii pe ceilalți. Dar să vedem în continuare cum stau lucrurile pentru fiecare dintre cele 12 zodii.
Sub influența lui Venus în rac, berbecii par ceva mai domestici la începutul săptămânii. Stau mai mult pe acasă, poate chiar se ocupă de chestiuni gen reparații sau reorganizarea bugetului, ori chiar niște discuții mult timp amânate cu membrii familiei. Vor stabilitate, vor căldura căminului, vor un partener care să-i protejeze și cu care să trăiască în liniște și armonie multă vreme de acum încolo. Previzibilitatea devine o chestie chic, la fel și planurile despre viitorul în doi. Ei, ca în ecuație se strecoară și niște tentative de șantaj sentimental, crize de gelozie, posesivitate sau scenarii generate de modul în care s-a uitat partenerul la altcineva. Asta e inevitabil. Dar să nu ne facem iluzii. Chiar dacă mai ratează apeluri, nu răspund la mail-uri sau ignoră unele documente importante, e vorba doar despre o situație temporară. Berbecii își revin la ale lor chiar foarte repede. Mintea și chiar limba li se vor ascuți brusc din 12, mai sub impactul tranzitului lui Marte în Gemeni. Debordează de energie, naua stâmpăr, își fac de lucru și pleacă în scurte călătorii, adună informații prețioase din diverse surse. Nu mai sunt dispuși să-și țină gura atunci când li se pare că au ceva important de spus, orică este nevoie să-și afirme cu tărie opiniile și țelurile, dar totuși n-ar fi rău să evite să se lase purtați în tot felul de dueluri verbale, mai ales dintre cele violente, pentru a-și impune cu orice preț părerile. De asemenea, este indicat să să-și mai înfrâneze graba, adeseori nejustificată, îndeosebi atunci când se află la volan. Plus că li se cere să se uite înapoi, să mai regândească sau să recalculeze strategii. De ce nu? Chiar să-și aștepte. Trebuie pur și simplu să fie mai atenți la ceea ce gândesc și la ceea ce spun. Nu de alta, dar mesajul lor ar putea ajunge sub impactul acestei grabe, sub altă formă la destinatar. Ideal ar fi să evite pe cât posibil promisiunile și deciziile pripite. Berbecii chiar ar putea să-și amintească uneori proverbul cu tăcerea este de aur. Dacă ia gura de pe dinainte, vor avea de tras ponoase și chiar nu e cazul. În cea de-a doua parte a săptămânii ar putea să apară tot felul de întrevederi cu șefii sau alte persoane cu autoritate. Chiar dacă respectivele întâlniri nu vor fi tocmai amiabile, nativii ar trebui să nu meargă tot pe filozofia cea mai bună apărare este atacul, cel puțin nu la punctul respectiv. Ar putea să mai asculte și ei sfaturile care li se dau și chiar eventualele reproșuri, mai ales dacă au legătură cu tendința lor de insubordonare. Există o formă de adevăr în toate aceste discuții, așa că este bine să ia aminte la ceea ce li se spune și să acționeze în consecință, adică să remedieze lucrurile într-un timp record. Doar în acest mod își pot redresa imaginea în ochii celorlalți. Abilitățile de lider ale taurilor ies la iveală la începutul săptămânii. Ar fi cazul să și le exercite însă la serviciu și nu acasă, deoarece acolo vor întâmpina o rezistență puternică. În schimb, la capitolul carieră, voința lor de fier dă roade și le aduce beneficii materiale consistente. Dacă li se propune să se alăture unui proiect cu perspective promițătoare, ar fi bine să facă totuși apel la prudența lor legendară. Nu de alta, dar dacă ceva sună prea bine ca să fie adevărat, s-ar putea să aibă dreptate. Evident, ultimul lucru pe care îl doresc este să-și investească timpul și banii într-o afacere inutilă. În ceea ce privește tranzitul lui Marte prin zodia Gemenilor, care începe pe 12 mai, primul sfat este să nu amestece afacerile cu prietenia. Riscul de a fi subiectiv și de a se înhăma la un proiect păgubos la insistențele amicilor este destul de real. Ar trebui să-și folosească în mod productiv impulsivitatea, adică să facă niște planuri de petrecerea timpului liber cu familia. O ieșire din rutină va fi mai mult decât binevenit. Tot Marte îi înzestrează cu un curaj de zile mari. Pot cere și obține o mărire de salariu. Au prilejul să-și crească veniturile, dar au și tendința de a cheltui peste măsură. Nu este exclus nici să fie nevoit să facă față unei acumulări de facturi neplătite, fiind necesar așadar să nu mai arunce cu banii pe fereastră. Nu de alta, dar nici nu prea iau. Nu e o perioadă prielnică cumpărăturilor pe credit sau în rate, decât dacă și-au planificat cu minuțiozitate așa ceva. În cea de-a doua parte a săptămânii nu e exclus să apară unele momente în care să vadă de-a dreptul roșu în fața ochilor de nervi. Și asta în primul rând pentru că interesează prea mult ce gândesc ceilalți. Varianta B ar fi că îi scoate din sărite faptul că oricât ar explica ei unora cum stau cu adevărate lucrurile, aceștia nu dau semne că ar vrea să priceapă. Înainte să răbufnească într-o tiradă usturătoare, ar fi bine să nu uite că sunt responsabili doar pentru propriile vorbe și gesturi, nu și pentru ce înțeleg interlocutorii. De asemenea, este posibil
probabil să revină și asupra unor decizii legate de domeniul profesional. Configurația astrală este propice unei analize făcute în taină, pe îndelete, vis-a-vis de tot ceea ce ține de sfera muncii. Oricum, nativii sunt adepți acestei metode a pașilor mărunți și prudenți. Deci nu e ca și cum li se cere să se poarte altfel decât de obicei. În cazul în care nu sunt prea mulțumiți de actualul loc de muncă, ar putea să ia în calcul să caute altceva, un post mai bun, unde să fie mai bine puși în valoare. Radarul social al gemenilor, adică acea abilitate aproape paranormală a nativilor de a ști ceea ce gândesc ceilalți și de a folosi informațiile în interesul lor, dă rateuri la începutul săptămânii. Nu se știe exact de ce, dar nu prea înțeleg ce vor șefii de la ei, li se pare că indicațiile acestora se bat cap în cap. Lucrul ăsta s-ar putea să-și pună amprenta asupra prestațiilor profesionale, mai ales dacă lucrează în echipă. Pot interveni și schimbări neașteptate în proiectele lor, care le solicită la maximum adaptabilitatea. Din 12 mai, tranzitul lui Marte prin zodia lor îi ajută să depășească frecușurile cu cei din preajmă și le oferă niște aturi considerabile pentru a fi cu un pas înaintea celorlalți. Au prilejul să dea tot ce au mai bun din ei, să termine pe locul întâi într-o competiție din plan social sau profesional, să devină printr-o bruscă întorsătură a sorții un lider, un deschizător de drumuri. În aceste condiții, li se recomandă să-și perfecționeze înzestrările, talentele, să pună la punct un ferm program de autoperfecționare. Plin de energie și competitivitate, au o grămadă de inițiative pentru a-și pune proiectele în aplicare. Pe la mijlocul săptămânii nu sunt în cele mai bune toane. Poate că tot vârtejul ăsta de responsabilități și competitivitatea exacerbată le vor secătui rezervele de energie. Dacă de obicei n-au nicio problemă cu schimbările de peisaj sau de comportament ale celor din jur, s-ar putea să aibă unele momente în care să fie morocănoși ori de-a dreptul răutăcioși, mai ales dacă și ceilalți își dau aere de vedete sau au așteptări nerealiste. Ei bine, lucrurile astea îi lasă reci dacă nu cumva chiar îi scot din sărite pe gemeni. Responsabilități și obligații neglijate, trecute cu vedere, apar ca din senin pe 15 mai, o zi marcată de opoziția lui Marte cu Saturn. E posibil de asemenea să aibă niște dispute cu părinții sau cu un șef. Cu cât știu mai clar ce anume își doresc, cu atât mai mult au șansa să ajungă la o concluzie decentă. Aspectul ăsta aduce și un avertisment referitor la exagerările de orice fel, adică posesivitate, gelozie, invidie, lene, lăcomie, încăpățânare, extravaganțe financiare sau altele asemenea. E bine să fii ambițioși, dar n-ar trebui să confunde asta cu vreau asta și asta altă și încă puțin din ce are vecinul. Moderația este o virtute pe care gemenii ar trebui să o adopte, chit că le vine destul de ușor să găsească justificări pentru un comportament care iese din tipare. În ceea ce privește weekendul, s-ar putea ca planurile lor să se schimbe din nou abrupt. Nu e exclus ca unele aranjamente să presupună costuri mai mari, mai ridicate decât cele pe care le făcuseră pe la începutul săptămânii. E momentul să facă niște calcule realiste și, dacă și le permit, pot să se ducă să petreacă alături de prieteni. Pe lângă faptul că se vor distra de minune și vor scăpa de stresul acumulat în timpul săptămânii, e posibil să cunoască persoane noi interesante care vor deschide noi perspective, inclusiv dintre cele amoroase. Săptămâna racilor începe cu niște cheltuieli și încă unele deloc de neglijat. Asta e, banii sunt făcuți ca să circule, ar spune unii, însă trebuie să facă diferența între cheltuielile necesare și cele făcute doar pentru a-și demonstra lor înșile sau altcuiva cât de grozavi sunt. Cumva au nevoie de mai mult timp de gândire decât de obicei referitor la chestiunile practice. Asta include și sarcinile de serviciu. Le vine greu să se concentreze, poate nu înțeleg ce le spun șefii, iar lucrul ăsta are niște consecințe neplăcute. Imaginația efervescentă le revine însă din 12 mai, atunci când Marte intră în gemeni. Își dedică timpul racii redescoperirii frumuseții lumii, talentelor ascunse, mai cu seamă dacă își permit să-și iau o vacanță și să scape astfel de ritmurile cotidiene. Au parte de o perioadă potrivită pentru reflexie și chiar pentru a gândi dimensiunea spirituală a existenței. Chiar dacă le vine mai greu, nu e cazul să-și transforme însă sufletul în câmpul de bătălie al unor tendințe adverse. Totodată, la mijlocul săptămânii, ar fi de dorit să nu-și programeze deplasări prea departe de casă. Sistemul lor imunitar nu funcționează prea bine, obosesc repede sau se pot alege cu o răceală. Mai bine au grijă să-și recapete forma fizică cu niște ore de somn în plus, o alimentație echilibrată și ceva mișcare.
Pe de altă parte, intuiția lor va funcționa la cote maxime. Ca atare, dacă se uită cu mai mare atenție în jur, le va veni ușor să descifreze adevăratele intenții și sentimente ale celor care îi înconjoară. Oricum, par să fie sinceri interesați de soarta celor din jur, fiind gata să le dea chiar dezinteresat o mână de ajutor. Intuiția le va fi un aliat de nădejde și în întreprinderile financiare, dar idealismul le mai dă de furcă, făcându-i să se agațe de proiecte care nu sunt foarte realiste. Din acest motiv, n-ar fi rău să ceară părerea cuiva de încredere atunci când sunt în pragul de a lua o decizie importantă legată de bani. Nu e ziua cea mai bună pentru, știu eu, a se concentra asupra unor detalii din sfera profesională. Sâmbătă și duminică ar trebui să-și aranjeze programul în așa fel încât să-și petreacă mai mult timp în compania prietenilor vechi. Nu doar că se pot pune la curent cu ce se mai întâmplă prin viețile acestora, dar opiniile și sfaturile lor îi pot ajuta să rezolve unele chestiuni de cuplu care îi depășesc. Atenție din nou la cheltuieli, o ieșire în oraș chiar n-ar trebui să-i ruineze. În cazul leilor, luni ar putea apărea unele dificultăți de relaționare cu asociații sau clienții. Cineva e nemulțumit, cineva are accese de orgoliu, iar nativii sunt puși în situația de a fi ei cei care calmează apele. Pot să reușească dacă fac apel la carisma lor naturală. Atenție și în cazul lor la bani. E posibil să apară unele încurcături în proiecte comune, mai ales dacă acestea implică cheltuieli de anvergură. Ca atare, o doză de calm și de realism va fi foarte necesară. De marți încolo însă se schimbă foaia. Prietenii și grupurile din care fac parte îi antrenează în tot felul de evenimente dinamice și plăcute care îi scot din rutină sau din plictiseală. Responsabil este, bineînțeles, veselul Marte în Gemeni. Mai mult decât atât, par să-i convingă fără niciun fel pe amici și pe oamenii care îi înconjoară despre validitatea obiectivelor lor și să-și găsească astfel aliați de nădejde. Sunt într-un continuu neastâmpăr, simt că nu mai pot sta deoparte, sunt gata să se implice în tot felul de proiecte. E bine totuși să-și mai supravegheze inclinația de a-și da aere. Acestea cu siguranță vor rări rândurile admiratorilor. De altfel, în a doua parte a săptămânii, orgoliul le poate crea alte probleme. Mai exact, leilor nu vor fi deloc de acord cu unele schimbări, mai ales dacă sunt impuse de altcineva. Chiar dacă în sufletul lor le găsesc provocatoare și incitante, vor susține cu tărie că doar vor mai multă stabilitate în viața lor la punctul respectiv. Dacă totuși nu pot evita schimbările respective, ar fi cazul să le accepte și să-și folosească energia pentru scopuri ceva mai utile decât a se plânge. Tot în perioada aceea se prefigurează unele tensiuni în cuplu, probabil din cauza faptului că nativii nu se simt suficient de apreciați de partener. E o chestiune delicată care ar trebui tratată ca atare, adică nu cu insulte sau remarci acide. Le recomand de asemenea să-și țină în frâu gelozia care ar putea escalada în mod nejustificat. Până la urmă, partenerul are drepturi egale cu ei și aparenta lipsă de interes ar putea să fie generată de cu totul altceva decât o a treia persoană. Finalul săptămânii se anunță din nou cu forfotă în sfera muncii. Relațiile cu colegii sunt dinamice și imprevizibile, de aceea ar fi prudent să se bazeze în principal pe propriile forțe și chiar să preia conducerea atunci când e cazul. Spre deosebire de alții, dispun de suficientă luciditate pe care ar trebui să o folosească din plin. Luni, fecioarele aterizează drept în mijlocul unei încurcături profesionale generată de un conflict al orgoliilor dintre nativi și colegii de la serviciu. Să ajungă la o concluzie rezonabilă va fi o adevărată provocare. Dar chiar și pentru foarte rezervatele fecioare, cărora le va fi testată la maximum capacitatea de buni diplomați. Sunt posibile de asemenea reluări ale unor discuții pe teme legate de credite, moșteniri sau în funcție de caz de partaje specifice unui divorț. Răsturnările de situație pot fi la ordinea zilei, deci atenție maximă. Ca să nu mai spun că au și mai puțină energie decât de obicei, deci cu cât își încarcă mai puțin programul, cu atât le va fi mai ușor să-și ducă planurile la bun sfârșit. Prezența lui Marte în Gemeni este asociată însă din 12 mai cu întețirea tendințelor mercuriene. Competitivitatea pe care le-o dăruiește planeta războiului îi ajută să urce în ierarhia profesională, mai ales că niște persoane suspuse par să le remarce competența și mobilizarea. Ambiția ajunge la cote înalte. Sunt atrași nativi din fecioară în cercul unor oameni influenți, capabili să le schimbe traiectoria profesională. Creativitatea de care dau dovadă în această conjunctură astrală are darul de a
atrage atenția asupra lor. Perseverența îi ajută să reușească în situații în care alții sunt distrași de proiecte personale mărunte. Deși sunt cât se poate de responsabili, e nevoie să-și strunească impulsivitatea, ceea ce îi poate aduce în preajma unor certuri neproductive cu șefii sau colegii. Unele dispute mai apar și pe acasă, generate de distribuirea responsabilităților domestice sau chiar în sfera socială. Cine muncește prea mult? Cine se distrează prea mult? Probabil că răspunsul corect e undeva la mijloc, dar, din păcate, niciuna dintre părți nu este dispusă să cedeze. Deci pot să apară noi probleme. Mai bine să apucă de făcut ceva practic. Poate au de reparat prin gospodărie sau se gândesc la o renovare. Este mai productiv oricum decât să se apuce să despice firul în patru pentru motive mai mult sau, în multe cazuri, mult mai puțin întemeiate. O ieșire în oraș sau măcar câteva ore în care pur și simplu să uite de grijile zilnice le vor prinde foarte bine în weekend și le vor da energia și optimismul necesar pentru a merge mai departe. Săptămâna nu începe prea grozav pentru nativii din zodia Balanței. Fie îndatoririle casnice și profesionale ale lor, fie cele ale partenerului, pot ajunge să-i copleșească și nu-și mai acordă la fel de multă atenție, nu mai au suficient timp nici măcar pentru propria persoană. Ar trebui să nu uite că sunt o echipă și că pot trece peste astfel de momente împreună. Pofta de a explora noi dimensiuni ale vieții devine însă intensă din 12 mai, ziua de debut a tranzitului marțian prin zodia Gemenilor. E posibil să pornească într-o călătorie, chiar dacă pentru a face acest lucru trebuie să forțeze puțin nota, să apeleze la un împrumut ori un ajutor financiar. În perioada respectivă sunt favorizate chestiunile juridice și demersurile care țin de publicațiile tipărite sau online. Cei care sunt la școală sau la facultate au un mai mare potențial energetic pentru studiu și noroc în examene sau teste. N-ar trebui însă să se lase antrenați nativi în conflicte legate de religie ori de chestiuni profesionale. Se lasă însă duși de valul gândurilor, al trăirilor și reveriilor. Ca atare, s-ar putea ca unii dintre ei să rămână în urmă cu sarcinile de la serviciu. Pentru că atenția le este distrasă mai ușor decât de obicei, unele dintre indicațiile șefilor le trec pe lângă ureche. N-ar strica să revină și cu picioarele pe pământ. Vestea interesantă, ca să zic așa, de pe la mijlocul săptămânii, este că se anunță un început în viața sentimentală, care deocamdată va sta sub semnul misterului sau al secretelor. Este de bine, doar trebuie să aibă mai multă răbdare. Informațiile o să vină atunci când se așteaptă mai puțin sau sub o formă neortodoxă. Cert este că acest început reprezintă o etapă mult mai potrivită pentru nativi în momentul respectiv. Acesta include romantism, aventură, pasiune, discuții interesante. Continuarea este și ea plină de surprize și să sperăm că vor fi dintre cele bune. În weekend e un moment excelent pentru treburi gospodărești neglijate. Nativii ar putea să facă niște reparații, renovări sau planuri pentru achiziționarea unor bunuri de folosință îndelungată. Relațiile cu membrii familiei sunt destul de tensionate și cu greu se poate ajunge la un consens. Tactul este foarte necesar, mai ales dacă nativii au de gând să propună o schimbare drastică, la care s-ar putea să li se opună rezistența. O serie de aventuri întortocheate și riscante sau pentru nativii mai cuminți de neînțelegeri cu partenerul de cuplu. Cam așa arată începutul săptămânii pentru scorpioni. Nu e vorba de certuri, ba chiar aș putea susține contrariul, dar se pare că fiecare înțelege ce vrea din evoluția relației respective. Singurele constante sunt iubirea, romantismul și imaginea mai mult sau mai puțin distorsionată asupra viitorului comun. În același timp, aspectele astrale aduc și un avertisment asupra investițiilor riscante, mai ales dacă implică niște bani care nu sunt numai ai nativilor. Problema e că scorpionii dau dovadă de o naivitate nespecifică. Intuiția lor financiară, atât de bună în trecut, este cam bruiată. Ca atare, le recomand să stea liniștiți, dacă se poate, să evite orice tip de împrumut, orice pariu sau contract care nu are toate clauzele bine specificate. Din 12 mai, vizita lui Marte în Gemeni va fi asociată cu răbufnirea unei intense senzualități, care își va afla împlinirea numai într-o relație autentică, bazată pe reciprocitate. Orice ar fi, le recomand să-și supravegheze predispoziția de a-și afirma doar voința lor, fără să ceară părerea celuilalt și atenție mare și la gelozia nejustificată. Același tranzit îi îndeamnă să nu divulge prea multe și oricui despre inițiativele lor financiare, mai cu seamă dacă în bani sunt niște
niște, în joc sunt niște bani încredințați de asociații. Un moment de luciditate vor căpăta în cea de-a doua parte a săptămânii. E vorba despre limite pe care le impun atât propriei persoane cât și celorlalți. Despre o delimitare clară a ceea ce există de imaginați. Totodată recuperează timpul pierdut cu speculații pe diverse subiecte. Se apucă de muncă, au spor, au disciplină și se ridică la nivelul așteptărilor celorlalți, mai ales că aceste așteptări sunt destul de ridicate. În cazul în care există lucruri pe care nu le dau pace, dacă există nemulțumiri sau frustrări, probleme din trecut, spre weekend va fi momentul să se desprindă de ele. Pentru a avea liniște și pentru a putea să se ocupe de viitor, trebuie să aibă puterea să se împace cu propria persoană, dar și cu ceilalți. Pentru ultimele zile ale săptămânii următoare, astrele le recomandă întâlniri și dialoguri cu rudele și prietenii apropiați. În modul acesta se pot relaxa și pot căpăta o altă perspectivă asupra problemelor cotidiene. Călătorului îi șade bine cu drumul. Iată una dintre zicalele care se potrivesc săgetătorilor. Săptămâna asta însă vor descoperi că în aventurile lor mărețe e de preferat să aibă un companion de încredere. În mare pentru că este agitație pe sectorul parteneriatelor guvernat de Gemeni. Pe lângă Mercur și Marte va intra în această zodie pe 12 mai, ceea ce înseamnă că au nevoie la modul cel mai real de energia, tovărășia și încurajarea celorlalți. În același timp și ceilalți par să le caute mai frecvent compania. Cuvântul cheie în această combinație este parteneriat, de la egal la egal. Adică să-și păstreze independența de acțiune și opinii și să nu se lase influențați de vreo tentativă de subminare acesteia și, la rândul lor, să nu încerce să-și folosească puterea de convingere în scopuri, să le zicem, neortodoxe. Pe de altă parte, apar tot felul de evenimente în imediata lor apropiere care le solicită simțul diplomatic. Pot să mizeze pentru aplanarea acestor potențiale neînțelegeri pe popularitatea lor aflată în creștere rapidă, plus pe talentul de a coopera și de a vedea ambele părți ale unei probleme. Atenție la ziua de 15 mai! Marte în opoziție cu Saturn întrerupe pentru scurt timp șirul de influențe de bun augur din această lună. Pot cădea pradă unor frustrări din pricina piedicilor sau a unor amânări. Alte persoane par să aibă o mai mare putere asupra nativilor sau să le răpească sentimentul de siguranță personală. Le recomand multă prudență în relațiile cu șefii. Amestecul de una caldă, una rece va predomina și le testează capacitatea de a se adapta. Ar fi bine să lase impresia că sunt stăpâni pe situații, optimiști și echilibrați. Imaginea chiar va conta în acele momente. De asemenea, e posibil să înmagazineze și să păstreze o mai mare energie negativă și să izbucnească ocazional în accese violente de nervi, care le vor face totuși mai mult rău decât bine. Ar trebui să se concentreze asupra realizărilor și a punctelor forte. Dacă se simt puțin confuz, din nou pot să fac apel la influențele benefice ale planetelor din Gemeni, care inspiră prin intermediul persoanei iubite. Aceasta va acționa ca un partener de încredere, capabil să-i înțeleagă, să-i sfătuiască și să le pună în față o altă reflectare a personalității. Accentul trebuie să se pună mai degrabă pe noi decât pe eu. Tocmai de aceea e de așteptat ca săgetătorii să dea adevărata măsură a potențialului prin intermediul sau cu ajutorul persoanei iubite. Discuții rămase în coadă de pește, remarci evazive și vorbe care îi bagă și mai adânc în ceață. Cam așa arată începutul săptămânii pentru Capricorni. Nu este de mirare că mulți dintre ei sunt iritabili și frustrați, iar reacțiile sunt de-a dreptul deplasate în unele cazuri. Ce e de făcut? Ei bine, să nu se mai agite atât de tare. E momentul să se adapteze ei cerințelor lumii, chiar dacă aceasta pare enervant de schimbătoare. Așadar, pentru moment, trebuie să renunțe la întrebările la care nu vor primi răspuns și la scena. Lucrurile pot fi luate ca atare și gata. Vedem ce se întâmplă mai departe. Cert este că rezolvările vor apărea destul de repede. Marte, prezent din 12 mai în Gemeni, aduce în prim plan ordinea, organizarea și eficiența în viața de toate zilele. E un interval propice revitalizării, ameliorării sănătății, regândirii obișnuințelor de alimentație, de exercițiu fizic. Trecerea în revistă și chiar schimbarea garderobei pare să fie un subiect interesant, având în vedere că nativii sunt interesați de detalii, inclusiv cele care țin de aparențe.
Tot Marte în Gemeni aduce și o perioadă bună pentru găsirea unui nou job. Dacă au deja un loc de muncă, par să fie impulsionat să exploreze noi metode de a se perfecționa, de a-și mări randamentul. Le recomand să nu se lase totuși în voia pornirilor războinice și să evite confruntările cu colegii sau colaboratorii. Mijlocul săptămânii le aduce cheltuieli însemnate, dar dacă lasă orgoliul deoparte, au toate șansele să le mai reducă. Adică să renunțe să dea banii pe lucruri sau activități defițe, cel puțin pentru o vreme. În altă ordine de idei, relațiile cu membrii familiei vor deveni ceva mai anose, de aceea e cazul să fie prudenți. Se reiau unele discuții mai vechi legate de patrimoniu sau de atitudinea nativilor față de părinți rude, față de locul lor natal chiar. Nu e cazul să încerce să abordeze aceste probleme de pe o poziție tranșantă. Asta ar putea să ducă la mai multe complicații decât la lămuriri. Mai bine dau dovadă de diplomație. Vor fi niște zile mai complicate în care sunt tentați să ia decizii radicale bazate doar pe impulsuri de moment. Adică să pună piciorul în prag, să spună că pleacă definitiv sau îi cuprinde un sentiment de înstrăinare față de neamuri. Înainte de a face astfel de afirmații, ar fi cazul să analizeze cu atenție evenimentele în ansamblul lor. Vor vedea că în felul acesta capătă o perspectivă mai realistă asupra situației. În weekend intră în competiții intelectuale, verbale sau de îndemânare. Atât timp cât nu se ambalează prea tare și sunt fair play, lucrurile ar trebui să arate bine. În eventualele dispute, abilitățile de comunicare, cunoștințele pe care le dețin, un schimb de informații și un mod îngrijit și original de prezentare vor reprezenta un atu. Prietenii sunt alături de vărsători la începutul săptămânii. Într-adevăr, sunt posibile mici divergențe, dialoguri aprinse pe teme de interes comun, dar acestea reprezintă momente pasagere. În discuții ar putea să afle nativi informații prețioase sau sfaturi bune legate de capitolul financiar. Acesta este de altfel cam vulnerabil, de aceea ar fi cazul să-și verifice în permanență situația bugetului. Călătoria lui Marte în Gemeni provoacă din 12 mai să-și trăiască însă viața la maximum, eliberați de inhibiții sau complexe. Ispitele dragostei, ale petrecerilor, deliciilor refuzate până acum vor fi irezistibile. Chiar dacă simt cât mai intens fiorul adrenalinei, n-ar fi cazul să se aventureze în cascadorii sau sporturi extreme pentru care nu sunt suficient de pregătiți. Creativitatea ajunge la cote înalte și îi ajută să dea o tentă artistică traiului cotidian, să îi încânte pe cei din jur cu tot felul de idei și cuvinte meșteșugite. Același tranzit îi îndeamnă să lase deoparte orice tip de timiditate sau lașitate în dragoste. Dacă nu și-au dezvăluit încă partenerului bogăția de sentimente față de acesta, emotivitatea din intervalul respectiv îi îmboldește să facă lucrul ăsta. Dacă visează cu ochii deschiși la cucerirea cuiva din imediată apropiere, e momentul să încerce din răsputeri cu îndrăzneală să-și transforme visele în realitate. Ceva turbulențe ar putea apărea în cea de-a doua parte a săptămânii. Nu este neapărat să fie vorba despre un eveniment serios, atât doar că nativii sunt predispuși să facă dinți în țară armăsar. Cheia rezolvării potențialelor conflicte este flexibilitatea, dar mai ușor de zis decât de făcut. O încăpățânare lipsită de orice logică îi cuprinde pe nativi care nu sunt dispuși să cedeze nici măcar un pas. Mai mult decât oricând ar trebui să-și revizuiască prin filtrul rațiunii comportamentul și să fie prevăzători atât în relațiile cu cei din jur, dar și cu banii lor. Au tendința să-și supraestimeze capacitățile, să fie oarecum extravaganți, orgolioși. Din cauza asta pot să apară și unele dispute în familie, mai ales cu femeile. Pot să apară complicații sau întâmplări imprevizibile, precum posibile pierderi de bani. Deci atenție! Săptămâna peștilor începe cu unele situații încurcate la serviciu, iscate din pricina lipsei de spirit de echipă sau a dorinței unora de a ieși în evidență. Tot atunci sunt contraindicate renegocierile de contracte sau să se ocupe de înscrisuri oficiale și banii parcă li se scurg printre degete. Evident, e cazul să fie mai prudenți sau cel mai simplu ar fi să se retragă puțin din vâltoarea evenimentelor. Sunt de evitat cheltuielile de anvergură, investițiile în afaceri sau împrumuturile bancare. Nativii care au luat credite de la bănci sau de la alte instituții ar trebui să-și plătească ratele la timp și să fie atenți la orice nou document sau condiție care apare în relația cu banca. Același avertisment este valabil și dacă iau bani de la o cunoștință sau dimpotrivă dacă sunt ei cei care dau bani cu împrumut.
se potrivi neînțelegeri și tot felul de complicații. Deci ar fi bine, poate, să evite acest gen de situații. Dacă este necesar, ar putea să tai în carne vie în cheltuielile fără rost, dar să păstreze o listă de priorități în care apar acele lucruri care reprezintă, evident, necesități. Din 12, mai Marte își croiește drum în Gemeni și stimulează să se ocupe de o grămadă de treburi neglijate sau abia ieșite la iveală, care sunt legate de sfera domestică. Această hărnicie a nativilor e benefică atâta vreme cât au mare grijă cum mânuiesc sculele sau dispozitivele electrice și mecanice. Dacă au de gând să se mute, acest ciclu al lui Marte e prielnic punerii în aplicare a planului respectiv. În cazul în care au impulsul să ia cu fermitate frâiele familiei în propriile mâini, e cazul să nu-și impună totuși cu încăpățânare punctul de vedere și să mai asculte de părerile altora pentru a nu isca tot felul de certuri. De asemenea, este o perioadă propice pentru a-și reevalua sistemul de valori personale. Astrele îndeamnă, de fapt, să caute un echilibru între tot ceea ce înseamnă latura materială a vieții, dar și cea spirituală. E un moment pentru a privi în trecut, pentru a trage niște concluzii referitoare la experiențele pe care le-au trăit și pentru a le împărtăși inclusiv altora. Asta pentru că este o conjunctură astrală în care peștii se pot face auziți, știu să capteze atenția, au ceva important de spus. Și chiar dacă sunt mai timizi, a venit momentul să iasă din cochilie, să-și dreagă vocea și să nu le fie teamă să-și exprime părerile. Înțelepciunea lor chiar va fi apreciată. Nu în cele din urmă, Venus în Trigon cu Neptun de pe 16 mai le insuflă o adevărată bucurie de a trăi, o bucurie molipsitoare mai cu seamă pentru persoanele dragi. O abordare mai delicată a unor chestiuni controversate e pe cale să ducă la o împăcare sau la o înțelegere măcar. Datorită empatiei și compasiunii pot da o mână de ajutor unor persoane aflate în impas. Până la urmă, ceea ce dăruiesc astăzi se va întoarce înzecit chiar în zilele următoare. Finalul săptămânii se va afla pentru nativi sub influența prietenilor și a protectorilor. Sunt posibile întâlniri și dialoguri furtunoase, dar depinde numai de ei modul în care abordează personajele și evenimentele din viață. Oricum, sfaturile, îndemnurile și soluțiile de la aceștia îi pot ajuta să rezolve diverse probleme cu care se confruntă. Încheie aici previziunile astrale. Eu sunt Monica Vasiliev și ne revedem săptămâna viitoare pentru o nouă incursiune în lumea astrologiei. Până atunci, vă doresc să aveți parte de niște zile splendide.